toate? Ai curajul să riști totul? Joacă dublu sau nimic. Jucăm dublu sau nimic în deșteptarea. Suntem live și pe pagina de Facebook Radio Europa FM. Cred că ar trebui să intrăm în direct înainte de dublu sau nimic pe Facebook cu vreo 3-4 minute. Da, da. Ca să vadă lumea, sunt șanse să ne omorâm câteodată. Nu. Sau măcar să ne rănim. Da, nu. Da. Numai sufletește. Da, da, sufletește, evident. Puneți ghilimele. Da, ne contrazicem de multe ori. Așadar, suntem live pe Facebook, dacă vreți și voi e dor de noi, dacă vreți să ne vedeți. Pagina de Facebook Radio Europa FM vă stă la dispoziție. Altfel, cred că astăzi mergem în Sibiu. Cosmin e de acolo. Bună dimineața, Cosmin. Salut! Bună dimineața! Bună! Ce faci, Cosmine? Ce să fac? La muncă. Și e bine? E bine, da. E chiar bine. Am un vibe bun în dimineața aceasta. Mai exact în toate diminețile când merg la serviciu. E perfect. Dacă ai vibe bun. Lucrez cu niște persoane extraordinare de aia. Cu cine? Cu cine? Cu elevi, sunt cadru didactic. Bravo. Salut. Și ce predai? Ce predai? Păi predau parte din economie. Economie, să spunem, dar mai multe discipline din economie. Și acum ești la clasă? Acum sunt în stadiu de practică cu elevii de clasa 10. Și ne ascultă? Și pe această cale vor să vă salute, că le-am transmis. Ia să vedem. Bună dimineața, copii! Neața! Ziceți, tare! Nu așa se face lucrul. Bună dimineața! Așa, i-am auzit, da. O să avem o... Da. Face niște repetiții. Eu am chestia asta, când se zice salut, eu salut. Da. A făcut fix același lucru ca data trecută. Nu, trebuie să exercităm. Lasă-te, îți promit că rezolvăm. Da, e a treia oară când se întâmplă acum, gata, vom rezolva. Gata, Cosmin. Unde faceți voi practica asta? Noi avem o colaborare, Colegiul Economic din Sibiu, cu patru agenți economici, mai exact. Nu știu dacă pot să-i spun pe post. Nu ni spune. Te rămân patru, așa. Și sunteți la unul dintre ei și ce faceți? În ceea ce privește, domeniul de activitate, obiectul de activitate, comerțul. Așa, bravo. Excelent. No, și elevii sunt pe învățământul româno-german, învățământul dual. Și ei efectuează... este școala de carte și meserii. Ca o idee, ei, la promovarea fiecărui an școlar, o să primească o zi în plus de practică pentru a dezvolta abilitățile pe partea de comerț. Și cunoștințele, bineînțeles. Foarte tare. Noi susținem ideea învățământului dual și credem că ar trebui dezvoltat și susținut, promovat mai bine în România. E o discuție lungă. Da, într-adevăr. Sigur știi despre ce vorbim. Poate, cine știe, o să dezvoltăm... Da, sunt de la începutul, de la implementarea acestui învățământ în Sibiu și de atunci mă și ocup doar de el, la nivel de colegiu, unde sunt... unde prestez, unde sunt angajat și... Îți promit că vorbim mai pe delete altă dată. Hai să facem concursul acum. Gata, hai să intrăm în concurs. Vezi că dacă ai nevoie de ajutorul elevilor tăi și ne ascultă la radio, e un delay de 2-3 secunde până ce ajunge semnalul și la ei. La tine ajunge în telefon simultan cu ceea ce facem noi aici în studio, așa că să nu te păgălească lucrul ăsta. În total ai 6 secunde ca să ne răspunzi la fiecare întrebare. Bine? Da, sigur, cum să nu. Bine, mult succes! 100 Mulțumesc. De euro. Pentru 100 de euro, Cosmin, spune-ne ce ocean scaldă țărmurile orașului american San Francisco? San Francisco... Ce-ai făcut? Te-ai emoționat? Atlantic! Te-ai emoționat tot, cum e posibil? Păi, San Francisco e pe coasta de vest a Statelor Unite, a continentului american. Pacific. Păi... Serios? Haide, măi, Cosmin. Hai că ăsta era la ghici, da, adică și dacă nu știai, cum ai zis tu, Atlantic, na, aveai două variante, Atlantic și Pacific. Da, exact. Dădeai cu banul, dar oricum ai dat răspunsul foarte târziu. Păi și copiii ce-au făcut? Nu ascultă și ei. Păi copiii sunt la distanță, pentru că nu face microfonii. Am zis să fim... Și abia acum urmează să se decide. Seama, oricum ce balamuc e așa, dacă îl ajutau toți copiii, că zicea fiecare cât un ocean. Indian, Arctic! Da. Măi, Cosmine, ne pare rău. Bine că am stat măcar de vorbă. Da, și mie. Îmi pare bine că ne-am auzit.
Felicitări pentru ce faci acolo și pentru proiectul ăsta cu învățământul dual, despre care știam și eu de la Brașov. Mulțumesc frumos, mulțumesc frumos. Funcționează în partea aia de țară, bravo lor. Bine, mulțumim tare mult, atât pentru săptămâna asta, dar ne auzim și săptămâna viitoare. Dublu sau nimic, cel mai deștept concurs radio, revine luni în deșteptarea la Europa FM.